Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest a dispus efectuarea unui control la autogara din Baia Mare, în urma unor sesizări semnalate de cetățeni. După desfășurarea verificărilor, comisarii au constatat că deficiențele semnalate se confirmă, respectiv în interiorul autogării erau igrasie pe pereți și mucegai, plante și muși crescute pe pilonul central din interiorul autogării. Grupurile sanitare destinate atât femeilor cât și bărbaților sunt improprii folosirii, pisoarele și vasele WC insalubre cu miros înțepător, iar țevile de evacuare ruginite și de asemenea băncuțele și mesele din interiorul autogării erau degradate și rupte. Pe exteriorul clădirii s-a constatat că geamurile erau sparte și fisurate, acesta prezentând igrasie, având plăci de gresie și faianță deslipite. Peroanele aveau grop fiind impropriu utilizării, iar acoperișul avea rugină în exces, iar burlanele de evacuare a apei erau ruginite și sparte. Drept urmare, comisarii au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor și au aplicat 2 sancțiuni contravenționale în cuantum de 50.000 de lei. Având în vedere abaterile de la legislația în domeniu constatate, a fost extins controlul și la operatorii economici care activează pe raza autogării, respectiv peron, inclusiv la operatorii economici de transport persoane. Persoana care răspunde de această clădire la nivel de Baia Mare, reprezentant împuternicit Adriana Petrei, s-a arătat revoltat în momentul în care l-am întrebat despre starea precară în care se află autogara. Autogara Baia Mare este o autogară care funcționează pentru că trebuie să funcționeze, că nu este alta în Baia Mare. Să dau chestii de astea și acolo să fac niște bani care... De blas plătești salariile, de integrați și despre ce povestim, că nu vă înțeleg. Adriana Petrei crede de asemenea că la mijloc ar fi anumite interese legate de clădirea și terenul autogării. Noi ținem autogara ca să meargă oamenii. Dacă nu, oricum nu o să investească nimeni atâția bani când trebuie în autogara aia, acolo trebuie bani mulți. Deci acolo este un teren... în mijlocul orașului, care este foarte vânat, de aia și atâta propagandă. Despre a asigura condiții mai bune, nici nu poate fi vorba. Despre ce vorbim? Deci dumneavoastră să înțelegeți că acolo vin oameni care nu știu să tragă apa. Dumneavoastră v-ați permite să țineți o chestie de asta care trebuie să te duci după... mătușa Fresina să trage apa? Nu. Dar totuși se percepe o taxă de 1 leu. Vin niște oameni acolo, indiferent cine sunt aceștia. Taxa de 1 leu, doamnă, ce vorbiți prostii? Taxa de 1 leu este pentru oameni care vin din afara autogării. Deci acolo sunt niște reguli. Ce condiții? Să fure hârtia și să săpunu? Astea sunt condiții? Știți ce înseamnă să întreții o autogară cu 15.000 de lei? Atunci... pentru că autoritățile statului nu se implică și toți agenții economici ăștia transportatori au plecat de aici ca să nu plătească, știți ce înseamnă să ții o autogară cu 15.000 de lei, facturi, salarii la de integrați, femei de servici, nu mai povestesc de restul. Ieri, în urma unui alt control și Direcția de Sănătate Publică Marea Mureș a aplicat o amendă de 4.000 de lei operatorul economic care deține autogara Baia Mare, care va fi soarta acesteia rămâne de văzut.